cosa vamos fazer é gestar por séculos, frico migdale, qual bruxura da massa de ieri, da cornulete, e da biscuit, e. O să punem într-un bol, bol cu ușor. Și o să le mixăm puțin. Adăuga două albușuri, au împreună circa 67 de grame și acum am să adaug 130 de grame de zahăr și o să-l mixăm împreună cu albușuri, să batem bine. Tot puțin. Am să las doar așa. Acum am să adaug alune, puteți adăpne și nuci, alune măcinate. Eu nu mixez mai mult pentru că după aceea o să pun pe foc și o să coacem această compoziție și pe foc câteva minute. Dar dacă nu vreți să o coaceți, trebuie bătut foarte bine până când zahărul se topește și după aceea le băgați direct la cuptor. Eu am să las deocamdată așa. Am să adaug și alune măcinate. Am spus, îmi plac foarte, foarte mult. Și am să le dau așa pe toate. Și se cuc la foc foarte, foarte mic. Circa 20 de minute. Eu prefer alunele, le am mereu în casă, nu-mi lipsesc. Așa, și amestecăm bine. Acum am să pun toată compoziția într-o tigăiță. Să pun pe foc și o să amestecăm încet, încet, încet până se îngroașe. Și după aceea să se îngroașe. Trebuie să se îngroașe puțin. Și după aceea o punem în tavă. Așa, cu lingura. Am să dau de pe foc. Așa. Acum o să le punem în tavă. Thank you.
mi-am pregătit aici tavă. Și o să le punem așa frumos. Și am să iau câte puțin și o să punem în tavă. Uitați, așa o să luăm și o să facem micuțe. Cum s-a întărit. Așa. Și punem așa grămăjoare. Apoi o să dăm la foc mic, la foc foarte, foarte mic, 160 de grade, 150, circa 20 de minute. Altfel se ard. Trebuie mai mult să se usuce. Așa. Așezăm cu mare răbdare pe tavă. Și acum să mumezez puțin mânuțele, degetele, ca să le dau o formă. Mi-am pus puțină apă, așa, într-un bol. Și pur și simplu îmi mumezesc și am să fac așa. Așa, și după ce le-am dat această formă, iată, eu mi-am pregătit câteva lune și o bucățică de ciocolată. Și am să iau și am să pun așa, un rând cu alune, un rând cu ciocolată. Și ciocolata pur și simplu o rup așa cu mâna și pune așa bucățele. Vedeți? Așa, mai mari, mai mici. Vedeți? Ciocolata se topește. Băgăm așa în interior. Acum punem alune. Și le dăm la cuptor la 100, 150, 160, ca să nu se ardă. Circa 20 de minute. Le dau la cuptor la 150 de grade, 160, circa 20 de minute. Multă, multă sănătate, vă pup și vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere!